Pentru a ne sprijini în a obține această victorie, a venit alături de noi președintele Partidului Național Liberal, viitorul președinte al țării, omul de care se leagă speranțele ca România să aibă un președinte demn, un președinte respectat, un președinte care să facă dreptate celor ce muncesc, un președinte care să facă dreptate celor ce nu fură, un președinte care să readucă speranța românilor. Domnule Crin Antonescu, aveți cuvânt. Bună ziua, prieteni din Torul Severin din Mehedinți. Vă mulțumesc foarte mult. De fapt, sunt aici alături de dumneavoastră pentru a vă mulțumi și pentru a vă spune câteva lucruri foarte, foarte clar. Acum aproape două luni, nici două luni, cred, pe 7 aprilie am avut fiecare dintre cele trei partide componente ale Uniunii Social-Liberale cu un congres la Romexpo. Și la finalul acelui congres ne-am întâlnit cu toții și am spus acolo ce ne dorim. Ne dorim pe scurt, jos PDL, jos Băsescu, jos Mafia. Am spus că vrem un guvern al Uniunii Social-Liberale condus de Victor Ponta. Am spus că vrem o victorie copleșitoare a Uniunii Social-Liberale în alegerile locale și parlamentare, când vor fi și prezidențiale. Așa cum făceau de mai bine de un an de zile toți cățelușii bine hrăniți ai propagandei lui Băsescu, ne-au ironizat odată în plus și au bătut joc de noi odată în plus. Au repetat încă o lună din 7 aprilie, că din 7 mai la cam periglasul. Au repetat din nou că noi nu suntem opoziție, că noi nu vom fi în stare să ne ținem de cuvânt, că eu cu Victor Ponta neapărat o să mă cert, că nu vom putea ajunge niciodată să facem ceva împreună. Acum putem să vedem cu toții foarte clar cine spunea adevărul și cine mințea. Pentru prima dată în istoria României am doborât un guvern impopular încă înainte de alegeri. E adevărat sau nu? Pentru prima dată în istoria României, oameni care s-au asociat într-o construcție politică cerută de milioane de români se comportă corect, nu se păcălesc unii pe alții și se țin de cuvânt. Și Victor Ponta este prim-ministru. Pentru prima oară, un guvern, adică guvernul Ponta, guvernul nostru, din prima zi, la Palatul Victoria, începe să-și țină promisiunile. Promisiunile nu făcute între noi, conducătorii acestei coaliții, ci promisiunile făcute către dumneavoastră și către milioane de oameni. Acesta este adevărul, cel pe care îl vedeți și cel pe care sper să-l trăim în buni de acum încolo. Dar tot acest adevăr nu ar fi fost posibil. Uniunea Social-Liberală, unitatea ei, forța ei, nu ar fi fost posibile, nu ar fi rămas decât niște proiecte
în mintea lui Victor Ponta, a mea sau a încă vreo câțiva colegi, dacă nu erați dumneavoastră. De fapt, dumneavoastră, mai vârstnici și voi mai tineri, sunteți Uniunea Social-Liberală. Dacă mâine sau chiar azi m-aș retrage din activitatea politică, aș avea sentimentul că am făcut ceva și că am lăsat ceva în urmă. Uniunea Social-Liberală, pentru asta vă mulțumesc vouă! Uniunea Social-Liberală s-a născut, a rezistat, s-a întărit, a preluat guvernarea, va câștiga alegerile și va scoate România din criză. Toată România! Partidul Social-Democrat, Partidul Conservator, Partidul Național Liberal și toate milioanele de oameni care au așteptări și speranțe de la noi, vom rămâne împreună până când în România lucrurile vor fi normale, până când cetățenii României vor trăi decent, până când cetățenii României vor fi cu adevărat liberi. Atunci, stimați prieteni, atunci abia liberalii și socialdemocrații ne vom putea permite să ne luptăm, să ne certăm, să concurăm, să dezvoltăm diferențele dintre noi. Până atunci suntem obligați să înțelegem că noi, cu concepțiile noastre, cu mentalitatea noastră, cu aspirațiile noastre, suntem ca România. Trebuie să fim uniți pentru a ieși de unde ne-au dus această clică în frunte cu Traian Băsescu. Și le spun acum celor care așteaptă cu sufletul la gură și cu ultima speranță, așteaptă fiecare zi ca să vadă o ruptură între mine și Victor Ponta, între PSD și PNL. Le spun clar, dragilor, ați văzut că nu vă mințim. Atunci și numai atunci, când oameni fără onoare, când hoți și mincinoși, ca Băsescu și PD-ul, nu vor mai fi în politică, atunci ne vom despărți, liberalii, PSD-iștii, eu și Victor Ponta. Până atunci, nu! E adevărat că unii ar putea spune, băi, înseamnă că nu mai e mult. Mai e mult pentru că știm cu toții și știm de atunci când am înființat Uniunea Social-Liberală că scopul nostru, datoria noastră, misiunea noastră nu e doar aceea de a-l da la o parte regimul Băsescu sau guvernul Boc sau Ungureanu. Misiunea și obligația noastră este aceea de a vindeca această țară. Și asta durează și asta cere onestitate, eforturi, sacrificiu. De la toți, dimpotrivă. Roșii, galbeni sau albaștri. Lucrurile clare. Pentru asta vă mulțumesc încă o dată. Și acum să spun lucrurile clare pentru care sunt aici. Primul dintre ele. Eu, Crin Antonescu, ca președinte al Partidului Național Liberal și ca persoană, în nume personal, îl susțin cu toată convingerea pe Adrian Duicu la Consiliul Județean Măghedin.
pielea mea ce înseamnă să fii calomniat, să fii defăimat, să se mintă împotriva ta, să se organizeze campanii de presă împotriva ta. Când și-au dat seama că USL și Tuicu vor câștiga, au dezlănțuit în presa pe care o mai pot plăti una din ultimele diversiuni. De aceea sunt alături de aliatul meu, Adrian Tuicu USL. Sunt alături de Marius Creciu în încercarea sa de a deveni primar la Drobeta, Turnu Severin. E un om politic tânăr, e un om politic capabil ca împreună cu dumneavoastră, împreună cu toți cei care sunt alături de noi, să dea un nou impuls acestui oraș. Dați-i o mână de ajutor pentru curajul de a intra într-o luptă foarte grea. Nu există! Nu există niciun motiv să nu avem încredere în șansa acestor oameni. Nu există, dragi liberali, niciun motiv să nu îi susținem ca pe candidați ai noștri. Sunt ai noștri! Și nu trebuie să rămână niciun severinean și niciun mehedințean care să nu știe că orice vot pentru PDL sau pentru Stănișoară înseamnă vot pentru Băsescu, pentru Udrea, pentru Boc, pentru cei care v-au batjocorit, pentru cei care v-au sărăcit, pentru cei care v-au sfidat. Sunt convins că energia, entuziasmul, curajul dumneavoastră vor avea câștig de cauză. Dar cel mai important lucru care ne-a adus până aici și ne va aduce victoria este să rămâneți, să stați împreună, ca să luptați împreună, ca să câștigați împreună. Nu avem voie să ratăm victoria nici aici, nici nicăieri, pentru că nu-i vorba aici doar de Duicu, doar de Screciu, doar de Ponta, doar de Antonescu, Daniel Constantin sau partidele noastre. Nu e vorba doar de o competiție electorală. E vorba pur și simplu de soarta României care se joacă de la Severin la Suceava și de la Constanța la Maramureș. Soarta României nu o hotărăsc extratereștrii. Soarta României nu o hotărăsc americanii, nu o hotărăsc rușii. Soarta României o hotărâți fiecare dintre dumneavoastră. Să alegem soarta cea bună, destinul cel bun pentru România. Doamne ajută!